La ultima ședință de Consiliu Județean au fost adoptate hotărâri prin care se finanțează drumuri județene și comunale. Cu autostrada Transilvania și sigur această autostradă se va continua până la Jibou, până la Dej, Bistrița, Bistrița-Suceava. Deci cele două proiecte despre care am discutat atât în campania electorală cât și după campania electorală și pentru care deja am făcut parteneriat atât cu Consiliul Județean Satu Mare cât și cu Consiliul Județean Sălaj, intră în linie dreaptă, au finanțarea necesară prin Programul Național de Recuperare și Reziliență, care a fost trimis pe aprobare Comisiei Europene, cu cele două drumuri importante pe lista de proiecte. Iar foarte important este că în maximum 30 de zile se va semna și contractul pentru execuția studiului de fezabilitate pe tronsonul Baia Mare-Jibou. Este deja licitația în desfășurare la CNAIR. Au existat câteva contestații, dar cei de la CNAIR m-au asigurat că în următoarea perioadă va fi definitivată licitația și în 30 de zile va fi semnat contractul de execuție a studiului de fezabilitate. Asta înseamnă că în 2022 vom avea și pe acest tronson, ca și pe Satu Mare, studiile de fezabilitate finalizate și cererea de finanțare depusă. Cererea de finanțare care urmează să fie depusă una pentru Baia Mare, Satu Mare, în parteneriat cu Satu Mare, de către Consiliul Județean Maramureș, iar pentru Baia Mare Jibou, în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Autoritatea de Management, Consiliul Județean Maramureș. Ionel Bogdan a vorbit și despre proiectul de investiții privind realizarea podului peste Tisa. Tot o veste foarte bună din zona Ministerului Transportului și a CNAIR-ului este faptul că studiul de fezabilitate pentru podul peste Tisa este finalizat, cererea de finanțare este depusă de către CNAIR prin Programul Operațional Infrastructură Mare, un proiect de peste 160 de milioane de lei care va urma să lege cu adevărat cele două țări în zona Maramureșului. Și mai mult decât atât, să lege pe un pod serios, trainic, pe care se va putea face și transport de mărfuri, regiunile istorice a Maramureșului. Valoarea acestui proiect este de peste 160 de milioane de lei.